Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de SAM pe serverul Bizon. Da, fraților, bă, astăzi încerc să-mi cumpăr comp premium și să muncim ca gunoieri. Mi-a zis un prieten să încerc, să mă lasc eu de major. Mă rog. La skill 5 la gunoieri. Primesc. Da, bă. Și o să încerc să-mi iau comp premium, să muncim. E de că mă uit acum pe wiki. Ok, yes. Da, o să încercăm să muncim, hai să ne cumpărăm cost de shop, o să ne cumpărăm comp premium. Beneficiile cu livrată de benzi crește de la 0, așa, vei primi 0,2 și mai mulți bani la payday, e chiar 50 mai mult, așa, la fiecare cerșca de vreau un punct de rob, punct de evadare, un punct, probarea locația și să scădea un FP. Dacă bun expert depășesc. Oh! Și nu aș vrea. Stai. Să vedem dacă îmi cumpăr cont premium și îmi cumpăr Infernus când expiră contul premium îmi ia Infernusul. Chiar sunt curios dacă mi-a Infernusul, like, ce prostie ar fi să cumperi și după aia să-ți iei Infernusul, like, ar fi de căcat rău. Eu sper să nu ți-l ia. Nu, îți cade mai și scade să-l ai cu crești în skill. Bă. Și după îmi expiră contul premium. Coia, barame, știu că nu ți-ai Infernus, dar acum sper să nu. Și stai în jur de 15 minute. A, uite că mi-au și acceptat. Nu ți-l ia. A, e ok atunci. E ok. Păi atunci acum cumpăr Infernus toate alea când o să am bani. O să-mi iau comprimiu când o să am bani. Și o să-mi iau Infernus și atunci când am expirat e. Vei putea conduce în continuare. Ok. Hai să mergem la gunoier. Dacă îmi cumpăr o copie așa. Nu, rămâi cu Infernus doar că nu mai pot să cumpăr alte mașini premium. A, ok. Ok. Păi e ok. Chiar dacă nu e chiar așa de șmecher ca pe Baghet să nu se înțelească, dar e ok, e ok, pentru că să faci 90 de gold e destul de ușor, adică te duci la quest-uri, slash quests, quest, what? Nu există quest? Quest? Slash, stai că, nu, știu că era altă comandă, slash help. Trebuie să fie altă comandă, premium donații, shop, nu mai știu, știu că era o comandă neapărat, trebuie să fie misiuni. Slash missions. Mă rog, deci practic lagerul manează cu compremiul pe 10 minute. Păi eu o să fac fără compremium și după. Sau mi-l iau pentru o lună, văd eu, văd eu. Slash enter. No fuel in the... S-a mort. Bă, rămăsă-i fără combustibil. Vi să mă ajuți? Vii tu? Sau chem un mecanic? La... bă, serios, fix în față. Hai să dau măcar un slash enter. Nu poți intra de lângă un tuning, serios. Băi, coi, ce dracu, nu pot să le împing? Stai, în mine, o fac mecanic și vin, că toți, că tot am skill 5, ok? Hai, repede, că filmez, zic, salt. Hai, repede să vină, bă. Stai, de fapt, slash service mecanic, că până vine, ce? Service. Mecanic.
Cam în cât timp poți veni? Ai, bă. Doi, nu-mi place animația asta. Uite cum îi se cracă în picioarele. What the fuck? Da, aici mi-e cred că am și ce skin-ul? 3. Avem skin-ul lui Tibi. 15. Oh! 16. 14. Ce-și mai chiar? Lol, nu știam. Bă. I slash fill în gascon. Hai să mă ajuți. Ah. Dă-i aci. Că nu mai am. Gă la mine. Păi, am nev de benzină. Mere, să umplem. Ok. Stai, ce skin? 195. Nice, merge repede. Bă, uite și motorul cum arată. La, like, e tot ca în GTA Vice City. Păi, unde merge asta? Ah, merge aici, lângă asta. Slasher nu acum, că deja mă ajută. Oh. A venit pe stradă. Stradă. Și am zis. Bă, hai să-i furăm motorul. A, la rencuia, stai. Hai repede, bă. Da, și o să încerc să filmez mai multe episoade pentru voi. I'm... Ce? I'm Sidro... A, stă ăștia doi aici, bă. Hai repede. La nere... Decât... Știu. Dar eu am zero. Nu mai merge mașina. Da, băi, nu m-am uitat, frate. Chiar nu m-am uitat. Hai repede să mergem, bă, să o umplem. Da, bravo, mă. Bravo, ești deștept rău, frate. Tu... A, hai să te batem. Stai. Clar. Hai să ne urcăm. Hai, bă. Du-mă să punem benzină. Nabi vieții. Nabi vieții. Am înțeles. Hai, bă. Și eu mai am un pic că temă, bă. Dar nu-i problemă. Că oricum voi vedeți episodul ăsta. Nu știu cum îl vedeți. Cam prin ce zonă te afli acum? Acum am revenit în la până să mă duc să fac garbage. Hai repede, bă. Săi. Da. O încercam, am pârlit 100%. Bă, asta trebuie să conduc. Bă. Nu trebuie să conduci, să... Da. Vin cu șamarul atunci. Ia, ce? Ah, era cu ăla. Ia să-i zici ce skin-ul ăsta nu știu. Ce? Cine face de mine? Cine face de mine? Ia uite-l. Așa, frate. Post. Nu știu dacă se procedează la fel, dar cred că la fel. Așa, calcă-l, calcă-l! Calcă-l așa! Tu zgurom, măti, să-ți fut. Bă. Bă. Tu zgurom, măti, să-ți fut pe căcănarul pule. Slash enter, bă. Bă, dă de mișcă că are V6. Nu știu, vreau. A, stai, uite, benzina repede. Ia, că a venit Gabori după el, bă. Hai să mergem să ne punem benzina la mașină repede. Că nu mai am. După aia mergem să muncim. Apare nu mai e nevoie cu promovări dintre astea tendințioase. OMG, bă! Da, și o să încerc să nu mai apară chestii de genul, să nu postez o zi. Să am, pentru că nu e bine, frate, nu e bine pentru voi. Pentru că după aia, uite, zice unul, bă, uite, bă, asta nu mai postează Samp, ci eu m-am abonat la el pentru Samp și după aia nu se mai uită la mine și chestii de genul. Am ajuns deja. Stai, că vin imediat, că bag benzina.
Că nu e bine, frate, că ăsta nu mai joacă Sam, poate s-a lăsat de Sam. Nu, frate, nu mă las de Sam, deci fie. Nu mă las de Sam, n-am mai postat o zi că am fost și eu plecat, nu? Nu mă las de Sam, eu așa de ușor. Este ora ea. Oh, wow! Oh, stai, ce? Nu poți porni? Cât am primit, bă? Stai. Plată și le primesc, gen... Bă, banii de la Payday îi primesc, da, la gunoier. Rămân car mecanic pentru și să sau mă fac garbage man. Hai să facem garbage împreună. Hai să lăsăm să dea găbă. A, oricum era descoiată mai... Ce? Așa. Ok. Ne întâlnim, la get job, slash jobs. E ok. Da, dacă te gândești bine, e 1500 la fermier, dar ai oricum mai bine la gunoier, zic eu. Nu știu care e părerea voastră acum. A, eu am nevoie și de viață, bă. Eu acum observ că am nevoie și de viață. Hai să mergem, că dăm acolo. Mi se pare că e hot dog, nu? Da, deci, v-am mai zic încă o dată, nu am zis nimic de bug, des la fel, pentru mine serverele astea e un pic mai roleplay, ăla e un pic așa mai stand, să zicem așa, adică poți să faci mai multe banii, există și om care are 19 kkk, nu e chiar așa, de roleplay, să zicem. Adică bine, există și în viața reală om care are 78 kkk. Dar zic așa, ca idee, nu e chiar așa, frate. Și nu am zis nimic de bug. Nu, dacă joc pe Bizon, nu înseamnă că am zis ceva de bug, mă înțelegeți? Nu înseamnă că l-am înjurat bug, nu înseamnă că ceva. Nu, frate. M-am lăsat pentru că admini, pentru că îmi dă ori pentru FMM, frate. Și nu neapărat. Am mai avut eu alte certuri, nu contează. Eu v-am zis, m-am lăsat pentru că deja am trecut ștafeta un pic, băieții. Slash quit job. Poate o să mai joc pe viitor, dar dacă îmi fac aici un viitor, de ce căcat aș mai juca, nu? Hot dog. Dacă aici îmi fac un viitor pe ăsta, de ce să mă mai duc pe bagă, din nou? Că poate aici, peste vreo 2 luni, o să fiu ceva facțiune, nu? Cu vreo 700-800 de ore, pentru că aici am hotărât să joc mult mai mult. Uite, de exemplu, eu când mi-am făcut... Ia uite-l! Sal! Dai, ai post. E seara. E seara, nu zi. Ce? Băi! Nuță! Ce faci? Bă, tu, nuța ta, să-ți... Bă! Bă, nu! Slash report. Așa. Slash work. Slash work. Hai! Merem să muncim, băi, ca gunoieri, băi, băiatule, băi! Și cred că o să cheie episodul cel mai probabil aici, imediat. Eu nu o să-l țin 20 de minute, bă, că stau 3 ore la upload. De fapt, o să-l țin, dă-l în pizda, mă, simt. Da, și... Nu, fix, nu am, nu am un motiv neapărat anume, adică motivul ăla, da, frate, m-am lăsat pentru că mi-a dat ori. Nu, bă, am avut eu alte certuri, te-a tocmai s-a logat. Și aici, deci, sisteme, altcumva, e mai roleplay ăsta și zicem ce am ce doream eu, să fie mult mai roleplay, un server cât mai roleplay. Bine, cât mai și să fiu și obișnuit, uite, de exemplu, dacă vreau un server roleplay, mă puteam duce pe RoRP, România Roleplay, care acolo e exact ca în viața reală. Exact ca în viața reală. Gen, când faci un accident, te duci la poliție, raportezi, etc. Exact ca în viața reală, frate, da? Uite, eu am apucat de Bizon. Dar e alegerea mea. Strict personală, nu are nimeni ce să comenteze. Știi? Da, mă rog, mai sunt și unii de oameni de genul, să zicem. Da, și acum trebuie să filmez mai multe episoade, că zilele astea sunt un pic ocupat cu școala, e de cap, ce? Alea cum va răzvan, nu știu. Bă, uite cum arată, arată se ca modurile de GTA Vice City, bă, eu acum mi-am amintit. Și na, o să joc și pe alte servere pe parcursul seriei acestea de Samp.
Dar, în cel mai bun caz, să-mi fac aici un viitor, pe serverul ăsta. Adică, na. Aveam un bind la început pe slash A, pentru că eram pe un server la troll și am pus un bind pe slash A. Să zic că cel mai de cacao, să ce am și am luat greșit deja de două ori. Folos de jură, nu, deci da, și aici te forțează un pic să le bagi bani în joc, dar eu o să păsesc gold-ul. Premium account 1 year. 3000 de gold. OMG! Bă, 200, serios? Păi mai bine decât mi-au comprimit, mai bine mi-au bani. Nu? Cum primești puncte de valoare? La fiecare predict primești câte un punct de valoare. Băi! Deci dacă acum care îl văd pe la care mi-a trimis atâtea mesaje, dau un momentul să-i dau remove. Eu momentul să-i dau remove. Dă-te în pizda, mă. Uite, mi s-a și blocat. Futu-s gura, mă. Coaie! Nu înțelegi că nu vin? Îi dau și remove în momentul ăsta. Mă spamează futu-s gura, mă. Coaie, nu înțelegi odată? Uite, remove, remove, friend. Gata, am dat remove. Dă-te dracu. Coaie, îmi dai invite de 5 ori. Vin, bă, frate! Uite, acum dacă îmi dă crash. Așa. Nu, dacă îmi dă crash și aflam adresa, am urgea și peste el în casă. Coaie, vezi că nu răspund, da? Ce mă mai inviți? Doar așa să se audă pe filmare sau ce căcat? Nu, am... Noi să se tută aici. Se tută. 15, nu merge. Bă, n-o băga bă ăsta, Tibi. Bă, Tibi, ce făcut, bă, Tibi? M-ai dezamăgit. Ia, dă-ți motorul la o parte. Și nu, na, mă rog, lasă mai. Never mind, never mind. Contul de blu l-am dat. Deci asta e clar, nu mai alte tulburări că vai că Raul înjură pe blu. Nu, frate, l-am dat contul. Și am și dovezi cum mi-a venit pe mail să schimb e-mail-ul și chestii de genul. Și l-am dat la un prieten, nu o să zic cine, că după aia na. Poate face prostii pe conjur, poate strică reputația, dar nu. I-am dat la un prieten contul și na. Ce să zic? Să se bucure de el. Un cont cu level 28. De fapt, avea 26, dar putea să dea până la 28 by level. Un cont cu 800 de ore aproape, 750 ceva de ore. Nu știu. Sper că îi place, nu? Mi-a plăcut să fac pe cineva fericit. Și nu neapărat fericit, că n-avea nu știu ce cont. Dar avea și avere. Avea vreo 30 caca, avea și mașini de vreo 120 caca. Deci eu zic că e ceva, nu? Da, bă, și vă rog așa, doar așa pentru mine, frate, că dacă nu, nu o să mă enervez, da? Da. Zai, Newsy oferă pachete de anunțuri și interviuri cu contracost. Verificați forumul pentru detalii. OMG! Asta e așa o secundă. Bombă. Episod în continuare.